Bun găsit la Closing Bell, sunt Claudiu Cazacu și mă bucur să ne auzim. Ceea ce vedem în față este graficul indicelui german de 30 la noi platformă, DAX, cotația este derivată din futures, de aceea am avut cotații înghețate într-o perioadă în care bursa pe care se tranzacționează aceste produse pornind de la care se construiește cotația De 30 a avut la rândul său probleme. Cu toate acestea, toată lumea a așteptat răbdătoare deschiderea pentru a putea cumpăra și uh, cu uh, moderată surprindere, a spune, am acoperit foarte puțin din ghepul din deschidere. Un gap creat, însă, trebuie să menționăm și uh, cu destul de mult ajutor din partea acelei suspendări a tranzacționării inițiale. Uh, avem uh, câteva opțiuni care expiră. Un reminder în această direcție este și uh, știrea pe care tocmai ați văzut-o. Obțin însă, în principal, în uh, planul uh, valutelor. Pentru indicele german... Uh, Aparent ne-am așezat peste 11.790 într-o zonă confortabilă. Cred că, deși aspectul este unul destul de constructiv pe termen scurt, acest gap trebuie privit cumva mai atent decât celelalte. Deja suntem într-o zonă în care exitul din vechiul canal de tren descendent a mers destul de departe. Haideți să facem o proiecție a canalului anterior. Dacă ar fi un canal de trend sau uh, dacă e mai mult o formație diagonală, e alegerea noastră. Dacă mergem pe ideea unor linii paralele în felul uh, actual, deci cum, haideți să renunțăm la linia anterioară pentru claritate, să deci spunem că acesta ar fi canalul de trend. În momentul în care încercăm să proiectăm unul asemănător, vom uh, constata că uh, la prima vedere, haideți să vedem, uh, să încercăm să desenăm cât mai... Uh, cât mai precis acest segment. Și vom măsura astfel. Deci o lărgime de genul acesta ar trebui să fie comparabilă. Nu, încă nu e comparabilă, deci va trebui să punem puțin mai sus. Există și alte variante mai automatizate, însă mie îmi place să văd cumva din, din ochi și să ajustez dacă e nevoie. Bun, Uh, o proiecție de genul acesta ne arată că ezitările anterioare ale indicelui german sunt uh, în limita superioară a canalului de trend proiectat. Aparent am avut un, uh, un breakout, un gap, dar uh, eu cred că fiind aici în zona 11.900 de puncte, 12.000 de puncte, o regiune destul de puternică, cu un salt de uh, peste 1100 de puncte. Vorbim de o zonă de supraextensie, un entuziasm mult prea amplu, e drept, veștile deja prezente în, în piață acela de uh, disponibilitate din partea Germaniei pentru reducerea uh, poverii totale de, de datorie plata care acum se vede, se, se, consideră a fi deja făcută către BCE dinspre Grecia. Aceasta este informația cea mai recentă. Conform unor oficiali, se pare, de la Atena, bineînțeles, informația este încă pe surse, dar Dincolo de acest sentiment constructiv pe termen scurt, ne întrebăm ce ar putea motiva piețele mai departe. E drept, programul QA este în vigoare și nu este exclus ca el să ne proiecteze și mai sus la un moment dat, dar pe termen scurt, credem că există o anumită limitare a potențialului optimist. Deci ne uităm cu mare atenție la zona 790-800. Dacă închidem peste, haideți să alegem un nivel cât mai echilibrat în zona maximelor actuale, dar ca să nu fie nici unul tardiv, eu m-aș uita la 800, hai să spunem 809 puncte. Dacă spargem, deci închidem peste 809 puncte, ne putem gândi la o apreciere de câteva zeci de puncte. O rezistență destul de puternică ar fi spre 890, și acesta e nivelul pe care îl voi lăsa pe grafic și mai sus 11.900, 940 și apoi nivelul rotund de 12.000 de puncte. <coughs> Însă, cred că și dacă am ajunge acolo ar fi un pic dificil să mergem neapărat din prima. Avem un raliu impresionant care va genera o foarte mare tentație de de vânzare pentru cei care au acumulat profituri semnificative. Și uitați-vă puțin, în, în trecut nu găsim o secvență de tipul acesta, la fel de rapidă și fără corecții ample, nici măcar în martie. Avem o creștere semnificativă, dar nu de ordinul la 1100 de puncte. Trebuie să mergem mult în urmă pe grafic pentru a găsi ceva asemănător și bănuiesc că atunci în, în toamnă putem uh, uh, evalua pornind de la minimele din uh, octombrie ceva asemănător. Piața, uh, grafic, nu știu de ce uh, pare nu a fi la fel de dornic ca și mine să ajungă în, uh, în zona de minime, dar uh, chiar și atunci, chiar și în octombrie am avut uh, corecții de tip uh, mediu, ceea ce acum nu, uh, nu s-a întâmplat. A fost aproape lipsită de corecție creșterea recentă. Ceea ce zic eu creează un pic de disconfort pentru cumpărător pe termen scurt. Totuși, în niciun caz nu cred că e de abordat o poziție direct descendentă, la afară poate de un timeframe extrem de, extrem de restrâns, unde să nu, nu conteze prea mult discuțiile noastre, să fie ceva de ordinul M1 sau M5 maxim, dar pe o perspectivă mai largă, doar dacă spargem 785, ne putem uita la sensul descendent spre 773, mai jos 760 și apoi putem migra spre o acoperire parțială a ghepului, pe care noi o așteptam, nu s-a petrecut. Nu cred că e timpul cu totul risipit. Nivelul de suport a fi 720, apoi 694, 668 și 627. Am început cu piața germană fiindcă pare a fi promițătoare pentru perioada următoare. Chiar dacă vedem o opțiune laterală sau la limită încă ascendentă pe termen scurt, riscurile de a avea o corecție, poate chiar și până ne reauzim mâine la market briefing, sunt destul de importante. În ceea ce privește datele, astăzi nu a fost o zi foarte abundentă. La 9 și jumătate avem discursul lui Jack Liu, care va aborda o serie largă de teme. Din Europa am văzut un surplus al contului curent mai restrict decât cel anticipat. Asta n-ar fi trebuit să frâneze decât euro în primul rând. Și de asemenea l-am auzit pe Bullard recent, relativ, spunând că e prematur să, cre să fie crescute rate de dobândă săptămâna viitoare. Ceea ce nu cred că neapărat se gândea cineva că se va petrece, dar oricum e, e bună precizarea lucru ce a ajutat sentimentul în piețele de capital. Deci trendul este încă ascendent, balanța înclină foarte ușor spre apreciere, dar s-ar putea să ne apropiem de finalul carburantului. Mergem la US30 acum, unde fluctuații sunt ceva mai modeste, dar iarăși cu o favorabilă. Am văzut raportări din sectorul financiar. Trebuie menționat, cred că ați, ați aflat deja, fie din material noastre, fie din alte surse despre profiturile fabuloase înregistrate, mai ales în sectorul IT din Statele Unite. Ele sunt fabuloase în valoare absolută. În creștere, important că au depășit așteptările și astfel NASDAQ a ajuns la noi maxime istorice. Pentru US30, avansul este un pic mai restrâns. De ce se întâmplă asta? Am discutat că cele mai multe companii din componența acestui indice au uh, o prezență globală și asta înseamnă că nu profită foarte mult de pe urma dolarului puternic, ba chiar din potrivă. Uh, rămâne discuție ceea ce discutam, ceea ce povesteam de dimineață. Uh, acest uh, potențial shooting star, lucrurile arată bine deocamdată, totuși uh, suntem la o linie de trend uh, ascendent spartă deja. Așa că Haideți să păstrăm o abordare rezervată pe termen mediu până când nu închidem peste 18.050. Chiar și atunci putem să ne uităm de aproape la 18.100 de puncte. Deci un pic de potențial ascendent văd pe termen scurt, dar uh, mare atenție. Pentru orele următoare, 18.020, 18.000 și uh, 17.960 suport, apoi 930. Văd o solicitare pentru EU50, dacă... Am început pe această linie. De ce să nu ne uităm și pe indicele din din Europa, aceste Eurostox? EU Stox? Haideți să vedem pe unde îl putem aloca. Poate aici să mai fie puțin loc pe grafic. Nu, tot va trebui să renunțăm la ceva, dar nu avem de ales. Cred că o să renunțăm la la euro NZD. Da. Și vom pune în locul său un grafic cu EU50. Bun. E un indice care cuprinde 50 de companii mari europene. Ceea ce se vede e foarte asemănător cu indicele german. De multe ori acesta are aceeași direcție ca și indicele german. Până la urmă e o medie ponderată și parțială a indicilor de tipul D30, ITA40, Franța, indicile din Franța, din Spania. Același sentiment îl am ca și în cazul indicelui german. Trendul este posibil să mai continue, dar este în fazele sale foarte mature, aproape de senectute și poate chiar, chiar, are nevoie de o corecție, de o prospătare puternică. Nivelul de rezistență aici este la 3728. Personal însă, ce aș urmări în cazul acestei piețe ar fi o corecție de tipul chiar de tipul vizibil acum pe grafic undeva spre 3679, chiar dacă am sparge linia de trend, cel puțin o corecție de genul acesta s-ar putea petrece. Mai jos, suportul ar fi la 3665, apoi 3640 și apoi 3600 de puncte. Există um, un risc profilat descendent pe termen mediu. Acum, dacă vorbim pe termen foarte scurt, dacă asta v-ar interesa, eu spun că piețele par un pic amorțite și doar deschiderea americană să mai miște puțin lucrurile. Bun, haideți să vedem acum cum arată și EuroSD. Canalul de trend este în continuare viabil, fluctuațiile au fost să restrânse, ceea ce e cumva natural. De mâine s-ar putea să vedem un pic mai multă agitație, dar peisajul este încă relativ liniștit față de săptămânile anterioare. Avem în primă fază un suport la 1.0830, riscurile sunt semnificative să mergem sub el, din punctul meu de vedere, mai atenție la 1.0806 sau în apropiere de acest reper. Cred că aici avem cheia desfășurării uh, ostilităților pe euro se în perioada următoare, fiindcă dacă închidem sub această zonă, putem asista la uh, semnificative corecții. Uh, nu putem să luăm uh, strict minimul anterior, fiindcă, vedeți, aici există o anumită dif diferență, un anumit decalaj. Și din acest motiv, cred că încă 20-30 de pip și-ar fi de ajuns cât să ne să ne dea o marjă de siguranță. Deci, adică să spunem chiar undeva un pic sub 1.08. Cu cât suntem mai jos sub 1.08, la o închidere daily, cu atât semnalul este mai periculos. Cred însă că în prima fază ne vom opri acolo și după aceea stăm la pândă să vedem ce gândesc piețele. Din punct de vedere fundamental, există în continuare riscuri de a merge mai jos. Mergem la GBP-USD. Uh, până în alta, lucrurile evoluează conform planului, al unui care pe 55-50. Cred că există șansa unui ricoșeu uh, de scurtă durată. Aici vorbim de ajustări temporare, nefiind uh, motivații fundamentale foarte puternice. GBP-ul a fost clar ajutat de uh, abordarea băncii centrale și de evitarea unui Grexit deocamdată. Tință, cred că va avea o fereastră favorabilă uh, în perioada următoare, dar la un moment dat piesa își vor reaminti că avem un referendum și atunci să vedem mai mare volatilitate și inclusiv scăderi în această piață. Pentru moment 1,5580, rezistență 1,56 și 1,5612 mai sus. Dacă spargem 5550, iarăși poate până la market fiind nu e imposibil deși în primele, primele zeci de minute cred că mai avem încă loc de apreciere, dar până ne reauzim, dacă sparge 1.5550, atenția ar putea să fie îndreptată spre 55.25 și apoi 1.5500. Primul nivel menționat este o aproximare. Uh, USDJPY, iarăși uh, pe termen scurt, mai dificil de uh, previzionat, însă în linii mari avem uh, același canal de trend și șanse uh, considerabile pentru a-l uh, respecta ceea ce ar însemna o mică dificultate de a depăși din prim 124.40-124.45, în vecinătatea unui vârf din 17 iunie. Mai sus, rezistența este la 124.67. Cred că putem ajunge acolo. Avem în această noapte minutele ședinței de politică monetară, cum de altfel vom avea și din Australia, din Japonia la 3 fără 10 la 4 și jumătate din Australia, cred că USD JPY ar fi mai degrabă vulnerabil în acest moment la anumite ajustări, fiindcă oricât de dovish ar fi banca centrală, nu știu dacă mai poate propulsa prea mult acest instrument. Suportul se regăsește în zona minimelor și în regiunea inferioară a canalului de trend, la 124.10, mai jos 123.90 și 123.60 mergem la petrolul WTI, nu arată deosebit de încurajator. Sincer, văd aici șanse de evoluție laterală, dar dacă nici în acest context favorabil riscului și în care cumva impactul discuțiilor cu Iranul s-a mai diminuat, petrolul nu își revine, asta nu e un semn foarte bun. Cred încă într-o dinamică laterală, dar vom fi atenți la nivelul de 50,6. Suportul este 50,25 și apoi 40,97 însă în caz că avem alunecări. Despre aur acum. Imaginea daily se poate modifica în cele ce urmează. Suntem însă la 1110 și asta înseamnă aproape de jumătatea candlestick sesiunii de astăzi. Cu alte cuvinte, în acest nivel sau la acest nivel avem încă o șansă de stabilizare pe termen scurt sau altfel spus mesajul, conținutul de informație pentru viitor este relativ limitat în această regiune, însă dacă cumva închidem spre 1100 sau mai jos, șansele sunt notabile de a continua secvența de scădere. Dacă vedem o chidere astăzi mai aproape de 1120 în mod ideal undeva spre 1125, deja generăm un foarte clar și relevant uh, hammer. Din punctul meu de vedere, traderii americani sunt cei care vor decide și uh, mai ales pe finalul sesiunii, nu neapărat uh, acum. În primă fază vom jongla probabil cu această Cotație 5-10 dolari. În primul rând este posibil să existe o tentație ascendentă. Nu s-a întâmplat un breakout favorabil dintr-un potențial wedge și asta putea fi la rândul său tranzacționat în momentul în care am fi avut o un țintă de tipul acesta. Ținta însă nu a fost atinsă decât după foarte multe emoții și câteva ore mai târziu. Așa că aurul e foarte simplu de monitorizat în momentul în care se depășesc repere cheie, dar ulterior, intraday lucrurile pot să fie destul de, destul de dificil de stăpânit pe un H1-H4. Poate pe un M5, M15, când totul devine trend și impuls rapid, da, dar de data ce încercăm un timeframe intermediar, lucrurile se complică. Bun, o întrebare despre ce s-a întâmplat astăzi de dimineață cu Gold. Am discutat la daily briefing, dar pe scurt, ideea este că au fost depășite niște bariere tehnice, iar estimările sunt, le-am văzut în presă, dar sunt derivă și din concluzii separate despre modul în care s-au desfășurat ostilitățile, cred că uh, am avut o prezență masiv speculativă care a declanșat anumite ordine de lichidare a pozițiilor pierzătoare, inclusiv poate apeluri în, în marjă. Uh, aurul este pe trend de multă vreme, deci putem să ne imaginăm stresul la care erau expuși traderii din poziții long, acela a fost momentul de uh, a ceda. Și s-a văzut în dinamismul deprecierii. În plus, ordinele stop erau probabil aglomerate în zona 1130 și distribuite ulterior pe parcurs. Lichiditatea a fost destul de secetoasă în această zonă și scăderea a fost deosebit de abrupte. Dar unii au păstrat speranța. E clar că am avut o, un prim puseu descendent la sub 1137. Abia sub 1129 lucrurile au au mers pronunțat în sens descendent. Și ulterior am văzut o recuperare destul de solidă, spre 70.7. Nu e încă foarte clar. Bănuiesc totuși că pentru perioada imediat următoare o să, avem, o să respectăm această tendință ascendentă pe care o vedeți. Deci poate să ne mai jucăm pe aici, dar încetul cu încetul să mergem din nou spre 1115-1118. Zona de incertitudine între 1105 și 1115, mai sus șanse notabile pentru apreciere, sub uh, riscuri de continuare a secvenței descendente. Din punct de vedere fundamental, cred că piețele sunt încă îngrijorate de ce ar putea face rezerva federală în câteva luni, uh, dar uh, într-un context uh, pe termen scurt am avut acel punct de extrem, cred că nu ar fi niciun fel de surpriză să vedem, să vedem o revenire pentru câteva ședințe, dar teoretic aurul ar putea ajunge în această toamnă chiar și mai jos decât aceste minime, spre 1070 sau chiar spre 1000 de dolari pe uncie. Bun, am dat deja o poziție foarte... <laughs> o opinie pe termen foarte lung, dar ea va fi ajustată, bineînțeles, pe măsură ce apar informații noi. Haideți să ne uităm la AUDUSD. S-a ținut destul de bine. Cred că trebuie să-l pândim în continuare. Mi se pare că e foarte vulnerabil dacă mai coboară de aici, dar dacă astăzi am închide exact în felul acesta, șansele sunt solide pentru o revenire. Minutele ședință de, de politică monetară sunt un mic risc Dovish, cred, deci un risc, un risc descendent pentru AUD, însă cheia principală va fi USD-ul și nu AUD-ul. Pentru NZD-USD, lucrurile sunt poate puțin mai interesante, fiindcă ne-am oprit la 65-60 și totuși piața riscă un declin pe termen scurt. 65-52 și apoi 65-30 ar fi reperul următor. Dacă spargem 65-60, cel puțin 10-15 pip și cred că se pot obține, însă, din punctul meu de vedere, atât NZD-ul cât și AUD-ul au o șansă minimă de, minimă în sens bun, de întoarcere constructivă. Am văzut niște date din China, volumul creditelor noi, elemente favorabile, Sentimentul vis-a-vis -vis de risc acolo pare să fi stabilizat, așa că de ce nu, haide să avem, să încercăm să urmărim o minimă întoarcere. Bun, ne uităm la Euroron, o evoluție laterală pe un grafic daily, pe H-1 cam același lucru, nu e deosebit de interesant. 9,40-90, cred că ne putem juca în această zonă. Pe măsură ce ne apropiem însă de 24-25 iulie, poate să avem un mic puseu descendent pe Euroron. După aceea, cred că sentimentul natural fi să revenim spre 4,44-50. Pentru orele acestea, 4.41.50, 4.42.30, 15 rezistență, 4.40, suport și dacă spargem, 39 și 38.23. Bun. Haideți să vedem d 30 inclusiv dacă ar fi ceva de tranzacționat pe aici. Și o întrebare dacă nu pare cumva puțin obosit. Văd un breakout sub 790. Și răspunsul este... Da, poate să cadă mai mult și eu chiar cred că o va face. Întrebarea este când va începe. Pe termen scurt, deja lucrurile arată destul de urât aici, așa că ar fi, poate, cazul să ne gândim la o poziție descendentă. Dacă vom deschide aplicația suficient de rapid, chiar asta vom și face. Haideți să încercăm. Dar, în linii mari, m-aș fi așteptat ca mai întâi să mai avem un pic de apreciere, dar e clar, e un foarte bun aliniament cu ceea ce discutam, discutam, înainte. Deci riscuri de, risc de scădere în, în această piață. Bun. Haideți să vedem. Nu știu dacă dumneavoastră vedeți aceeași platformă. Ca și mine. Acum ar trebui să fie vizibil. Să vedem pe unde mai e DAX-ul până am, am schimbat această vizualizare. Ah, destul de jos, nu prea, nu prea mă distrează, totuși o să intru. Am intrat într-o poziție, era mult mai confortabil când am început această discuție, vedeți că piața a mers sensibil mai jos, dar pentru început să nu trecem peste acest aspect foarte mulțumitor. Istoric am înregistrat un profit extrem de bun pe poziția de pe USDCAD, poziția noastră de cumpărare, înainte de decizia de politică monetară. Așa că suntem confortabil cu contul nostru. Asta nu înseamnă să tranzacționăm lipsite reguli. Pur și simplu o să punem un stop-loss, avem o poziție mică. O să pun undeva la 17.774. Acum s-ar putea genera o hammer și pe termen scurt. E exact ceea ce nu ne, nu ne convină. Și dacă cumva piața nu scade în următoarele minute sau începe să-mi displacă, voi închide această poziție. Da, asta am și făcut. Nu cred că e cazul. Am intrat foarte târziu până s-a deschis piața și dacă vrem ceva speculativ și distractiv, am putea încerca chiar o poziție de cumpărare. Acum. Asta am și făcut. Dar aceasta va fi ultima tentativă. Nu vreau să devenim jucători pe M1. 764. Am pus ordin de, de stop și un take profit undeva la 774. Cred că odată, odată spart acel... Um, acel reper, linia de trend, lucrurile pot să, să arate destul de vulnerabil, însă poate în primă fază să există un, un mic ricoșeu și apoi lucrurile să se calmeze. Bun, cred că vom lăsa poziția deschisă. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Acestea sunt tranzacții cu volume mici, ceea ce reflectă, bineînțeles, încrederea pe care o avem în în această setare. Sper să aveți în continuare o zi frumoasă și cu tranzacții dintre cele mai bune. Aurul promite volatilitate, atenție la închiderile din zona piețelor de capital și închiderea pentru EUROSD. Iarăși poate să fie destul de uh, semnificativă pe termen scurt și mediu. Mulțumesc pentru atenție, am prezentat opiniile noastre vis-a-vis -vis de piață pe curent.